Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a conductei de alimentare cu apă de pe strada Cășăriei din localitatea Independența, județul Constanța, echipele Raja ESA vor fi nevoite să întrerupă furnizarea apei potabile marți, 25 august, în intervalul orar 7-17. În acest timp vor fi afectați de lipsa utilității toți consumatorii din localitatea Independența. Ne cerem scuze pentru neplăcerile create abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp, au precizat reprezentanții Raja. Toți consumatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscasnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă.